Gabriela Firea a declarat astăzi în ședința de Consiliu a Municipiului București că transportul între București și județul Ilfov se va realiza atât cu maxi-taxiuri, cât și cu autobuze ale Societății de Transport București. Am văzut că și ieri și azi, din nefericire, se răspândesc în spațiul public știri false, cum că Primăria Capitalei, Consiliul General, ar dori să interzică operatorilor privați de transport din județul Ilfov să activeze și că s-ar dori ca doar STB, fosta regie de transport, să opereze atât pe raza municipiului București, cât și pe raza județului Ilfov. Este o știre falsă, o știre neadevărată, noi niciodată nu am afirmat așa ceva, în schimb, prin înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București-Ilfov, din care face parte Primăria Capitalei și fac parte toate cele 40 de unități administrativ-teritoriale din Ilfov, împreună luăm decizii pentru îmbunătățirea traficului în București și zona metropolitană. Și, într-adevăr, STB, în măsura în care vom recepționa toate autobuzele în perioada următoare pe care le-am, știți bine, le-am cumpărat, cele 400, va fi o etapizare prin care și în Ilfov să intre autobuze de la STB, dar nu cu riscul ca în București să se circule și mai greu, timpii de așteptare în stație să fie crescuți. STB are deja un serviciu delegat, va intra pe anumite trasee, iar restul de piață va fi acoperită de operatori de transport privați, care, potrivit legislației în vigoare, vor trebui să se prezinte la licitația de trasee care se va organiza. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România a anunțat că începând de mâine transportul public de persoane între București și localitățile din Ilfov va fi suspendat. Asta în condițiile în care zeci de mii de oameni fac naveta zilnic între aceste localități și București. Primăria Capitalei și Consiliul Județean Ilfov au anunțat că vor introduce de la 1 ianuarie un sistem public de transport integrat, dar și un bilet unic pe 67 de noi linii preorășenești.